poate fi descompusă apa în elementele ei componente, adică hidrogen și oxigen? Răspunsul este da. Cum? Iată, cu ajutorul curentului electric. Avem nevoie de un electrolizor. Ce este electrolizorul? Este un vas prevăzut cu doi electrozi de grafit. Și acești electrozi vor fi legați la bornele unei baterii. Electrodul care se leagă la borna pozitivă se numește anod. Electrodul care se leagă la borna negativă se numește catod. Bun. Dar ce ne facem? Că apa pură este izolatoare electrică și nu trece curentul electric prin ea. Prin urmare, vom picura acid sulfuric pentru a o acidula și a o face conductoare electrică. Deci, am aici niște acid sulfuric care l-am folosit, o să-l pun pe acesta cu indicatori, că nu prea mai am, iată, cu turnesol și e roșu. Așa. Nu știu dacă e de ajuns, prea mai am acid. Mai punem câteva picături. Bun. Și am pregătit aici un pahar Berzelius în care vom pune și aici puțin acid sulfuric. Apoi, cum procedăm? Trebuie să umplem două eprubete tot cu apă acidulată ca să treacă la fel curentul electric prin ele. Le umplem. Aici este puțin mai complicat. Și apoi se astupă și sub apă se pune peste fiecare electrod. Am reușit la prima. Mi-am pus și mănuși, cu toate că acidul acesta este destul de diluat. Dar am zis să... Aici este mai complicat. Băgăm sub apă și sub apă venim și punem și peste celălalt electrod. Bun. Acum pot să-mi dau mânușile jos. Așa. Și acum legăm cei doi electrozi la bornele bateriei. Să vedem dacă începe o reacție chimică de descompunere. În scurt timp trebuie să vedem apariția unor bule care va indica degajarea hidrogenului respectiv a oxigenului. Bateria este de 9 volți, mi-ar fi trebuit una de 12 volți. Da, deja observ că a început descompunerea. Și așteptăm. Până când așteptăm? Gazele rezultate, respectiv hidrogenul și oxigenul, vor dezlocui apa din eprubetă și când nu va mai fi deloc apă în eprubetă, vom scoate cu grijă cele două eprubete să le verificăm natura celor două gaze. Deci, este mult de așteptat. Revenim. După 2 ore, observăm electrolizorul și eprubetele în care s-au obținut deja cele două gaze componente, și anume hidrogen aici și oxigen. Oxigenul, din păcate, aici observați, nu se așează prea bine eprubeta și o parte din oxigenul degajat a cam ieșit, n-a intrat tot în eprubetă. Dar hidrogenul aici, iată, mai avem un sfert de eprubetă. După 6 ore de electroliză a apei acidulate, eprubeta de la catod în care s-a colectat hidrogen s-a golit de apă și s-a umplut cu hidrogen. Vom scoate ușor eprubeta, o vom ține cu gura în jos să... Așa. Și acum vom aprinde chibritul ca să punem în evidență prezența hidrogenului.
Iată, hidrogenul a ars cu o pocnitură. Bun. Acum, aici mai durează să, nu știu, voi încerca, vedeți, s-a strâns foarte puțin oxigen din cauza că eprubeta nu a stat prea bine și s-a mai pierdut din oxigen. Dar voi încerca totuși prezența oxigenului. Am aici. Deci, scot eprubeta, golesc de apă și să vedem. O ștergem puțin. Aprindem așchia, o stingem și să vedem dacă se aprinde. Nu prea se aprinde, dar nu s-a strâns prea mult oxigen. Din păcate. Observăm că în continuare are loc la catod degajarea hidrogenului, uitați bulele, și la anod degajarea oxigenului. Deci, la descompunerea apei, cu ajutorul curentului electric, putem descompune apa în elementele componente, hidrogen, respectiv oxigen.